Francesca Lorelai Rangț s-a născut la Brașov în 1970 și a fost atrasă încă de mică de armoniile și culorile muzicii clasice și mai ales baroce. A absolvit liceul de artă din Oradea, specializarea pian și a continuat să studieze pianul, dar și orga, la Academia de Muzică Gheorghe Dima din Cluj-Napoca, pe care a absolvit-o cu brio. În prezent, artista predă pianul, este corepetitor la Liceul de Muzică Sigismund Toduță din Cluj-Napoca și organistă la Biserica Creștină Reformată. Rangț Francesca Lorelai susține concerte și recitaluri atât în țară cât și în străinătate, având un repertoriu vast și divers. Compozitorii săi preferați sunt Liszt, Bach, Mozart, Chopin, Bartok, Beethoven. Concertul a fost programat mai demult, dar au intervenit diverse impedimente și atunci am ajuns în 2012. Deci ideea era aniversarea Liszt de 200 de ani și atunci am schimbat un pic programul. Am văzut că sala este deja plină. Wow! Ok, sper să fie totul în regulă. Da, este, sigur. Înțeleg că ați mai fost la Suceava? Ca și concertistă n-am fost, dar am fost în copilărie când erau... Da, de fapt este așa cum era de aur.